Declarații halucinante despre vaccin făcute la o mănăstire din Neamț, chiar de către preotul stareț al Lăcașului, în încercarea de a-i convinge pe noriaș să nu se vaccineze. Acesta le-a spus că administrarea serului, atenție, va favoriza apariția solzilor pe corpul uman. Predica starețului a fost filmată, iar acum a devenit virală pe rețele de socializare. După vaccinare, după o perioadă mică de timp și în combinație cu noua boală, pielea oamenilor se va umple de solz ca la pești. Nu va exista nicio explicație cu privire la originea acestei noi boli mortale, a noi epidemii, care va afecta și sistemul imunitar. Ligia Pricop și ne aduce mai multe detalii despre această predică, declarație a starețului. Ligia. La una dintre slujbele oficiate, părintele stareț al mănăstirii Nechit din județul Neamț le-a vorbit enoriașilor despre vaccinul împotriva COVID-19, iar abordarea pe care a ales-o arată că și în rândul clerului sunt păreri extrem de diverse pe această temă. În opinia monarhului, vaccinarea ar însemna pericol de moarte. Acesta spune în predica sa că vaccinul este un risc pentru sănătatea populației și enumeră o serie de boli grave ca urmare administrării serului, totul în contradicție cu ceea ce spun specialiștii medicii legat de siguranța procesului de imunizare. Opinia părintelui stareț nu reprezintă punctul de vedere oficial asumat de Biserica Ortodoxă Română, care în ultimele luni a transmis mai multe mesaje de susținere a campaniei de vaccinare, mizând, la fel ca și autoritățile de altfel, pe dreptul fiecăruia de a alege și mai ales pe o informare corespunzătoare. Deci, mulțumesc tare mult. În studioul Digi24, ca de fiecare dată la această oră, Florin Negruțiu. Florin, te salut. Nu zâmbi, că acum să te gândești la acest subiect, ți-am propus și astăzi. Adică l-ai pus în șir deja, după zile de ieri. Uite, cum e bine să apui subiectul ăsta? Adică de unde? E de combătut ceva din ce a fost spus acolo? E de explicat ceva din ce s-a auzit acolo? Cuvântul cheie de mai devreme, ai auzit care a fost. E cu păreri împărțite și în rândul clerului, plus s-a viralizat treaba asta, deci toată lumea pe internet, în diverse variante, dă mai departe acest material. Cred că ar fi bine să înțelegem și să conștientizăm că oamenii aceștia există, că o parte din biserica noastră este populată de o astfel de mentalitate de ev mediu, că există preoți, în special în zona mănăstirilor, care își exprimă niște viziuni de genul ăsta, care sunt în contradicție cu spiritul tolerant, european, modern, al lumii în care trăim. Ce spune acest preot? Ce le spune măicuțelor de acolo, care băteau mătănii și își făceau cruci? Păi le spune că vaccinul provoacă niște boli rele, niște molime, ca la Iov, inclusiv solzi. O să-ți apară pe trup, după ce faci vaccinul, solzi. Faptul că a menționat acest detaliu anatomic face trimitere, de fapt, la imaginea pe care diavolul o are în diversele întruchipări de-a lungul timpului. Diavolul este un personaj, un înger, da, care căzut, descris din evul mediu încoace ca un balaur sau un șarpe, evident cu solzi, care are coadă, care are copite, care are coarne. Lucrul ăsta, să știi că nu este marginal. Nu este un fapt care s-a întâmplat odată și viziunea asta, să știi că există la mulți. Eu am mai merg la biserică, să știi, și ascult cu mare interes predica de la sfârșitul slujbei. De pildă, știi ce facem noi aici, în viziunea unor preoți?
Noi facem lucrarea diavolului pentru că lucrăm prin televizor. Televizorul este de fapt diavolul pentru că are coarne, antene, are coadă, cablul și are multiple fețe. Ni se înfățișează în multiple fețe, evident că avem multe canale la televizor. E, asta este o mentalitate pe care, o viziune, o imagine pe care nu poți să o combați rațional. Lucrurile astea nu se pot combate rațional. Ce poți să-i spui unui astfel de om care are o astfel de opinie, nu știu, viziune, vedere, punct de vedere. Dar putere de influențare are? Adică evident, poate să dea mai departe mesajul evident, ăsta? Evident, ia harta vaccinării și suprapune-o peste mai multe hărți, harta alegerilor, și vei vedea pungile de aur din țara asta. Acolo unde aur a avut bazin electoral, vei vedea că vaccinarea este proastă, pentru că oamenii refuză lucrurile astea. Poți să o suprapui peste harta distribuției de mănăstiri din țara asta și vezi că în zona de nord, în Bucovina, în Moldova, vaccinarea merge prost, pentru că astfel de predici sunt foarte comune în multe dintre mănăstirile din nordul Moldovei. În Suceava. Suceava este locul cu rata cea mai redusă de vaccinare din România. Care este explicația? Deși ține minte ce s-a întâmplat anul trecut pe vremea asta la Suceava, un oraș în carantină, îmbolnăviri și așa mai departe. Acolo nici măcar cadrele medicale de la Spitalul Județean nu s-au vaccinat în Suceava. Pentru că oamenii cred în niște povești, basme de genul ăsta, care sunt insuflate de astfel de predicator din biserică și este, cum să spun, cred că este în contradicție și cu mesajul de la Patriarhie, al conducerii Bisericii Ortodoxe Române. Se cerea altceva, se dorea altceva, participare chiar în campanie. Dar noi vorbeam aici că problema nu este mesajul Patriarhului sau mesajul purtătorului de cuvânt al Patriarhiei. Problema o vom întâmpina la firul ierbii, când vom ajunge acolo la preotul de țară sau când vom ajunge la unele mănăstiri, nu generalizăm, că sunt și oameni care au înțeles ce este cu vaccinarea și o recomandă, sau măcar recomandă informarea. Dar există rezistența asta care vine dintr-o mentalitate de F-mediu. Vaccinul înseamnă diavolul, cine se vaccinează va avea solz și coadă, adică va fi copilul diavolului. Asta, de fapt, ne spune acest preot. Ce trebuie să facă autoritatea? Adică, clar, ritmul de vaccinare e în scădere. Dincolo de asta, trebuie să ajungi cumva și la oamenii care au preluat din mesajul ăsta, au ieșit din biserică, le-a dat de gândit, poate chiar s-au răzgândit, poate chiar s-au hotărât să nu se vaccineze tocmai pentru că au auzit această predică. Deci, ce e de făcut? Eu cred că la oamenii ăștia nu poți să ajungi. Nu ajungi. Nu mai ajungi. Oamenii aceștia vor respinge vaccinarea pentru că este vorba despre gândire irațională, magică, nu poți să vii cu argumente raționale, cu medici la acești oameni, pentru că este mult mai puternică această gândire magică față de gândirea științifică rațională. Iar ei sunt dispuși să creadă în astfel de predici și nu mesajul științific al medicilor. Dar poți să te duci, așa cum a început deocamdată timid, cu caravane din poartă în poartă. Asta cred că este ultima fază a campaniei de vaccinare în România și să fim cinstiți cu noi înșine. Cam atâția suntem în țara asta, cam 4-5 milioane, care avem o disponibilitate civică, să spunem așa, care se gândesc și la lumea în care trăiesc, la ce se întâmplă dincolo de gard, ce se întâmplă dincolo de propriul nas. Pentru că am vorbit aici de nenumărate ori. Ne vaccinăm, da, să nu ne îmbolnăvim, dar ne vaccinăm și pentru cei din jur, ca să ne reluăm viețile. Este un act altruist civic să te vaccinezi. Sunt oameni cărora li se rupe de ce se întâmplă în jurul lor. La oamenii ăștia poți să ajungi prin campanii de vaccinare din poartă în poartă. Cine dorește se va vaccina, cine nu, nu. Dar să fim cinstiți cu noi înșine, mulți nu mai sunt care se vor vaccina în România. Sorin, mulțumesc tare mult pentru comentariul tău.